Consiliul Orășenesc Răzina s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru, unde au fost examinate 55 de chestiuni dintre cei 23 de consilieri orășenești. La ședință au fost prezenți 19. În cadrul ședinței au fost examinate 55 de întrebări, de chestiuni. Toate întrebările sunt importante pentru locuitorii orașului, începând de la terenurile care sunt vândute, terenuri aferente garajurilor, proprietarilor de garajuri, cât și darea în exploatare a o serie de lucrări care au fost executate la îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la strada Piragov. Au fost primite în proprietate lucrările de reparație la căminile, la liceele teoretice din orașul Răzina. Tot prin decizia Consiliului Orășenesc Răzina, astăzi s-au pus bazele dezvoltării poliției municipale din orașul Răzina. Va fi organizată, va fi reformată poliția la nivel municipal. Vom avea o poliție cu spații altele decât acum, cu condiții mult mai bune de lucru, datorită suportului financiar care parvine din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. În caz de față merge vorba de guvernul Suediei. Noi, prin decizia Consiliului Orășenesc, am transmis în comodat spațiile din clădirea vechii primării, unde a fost sediul primării până în anul 1990. Sigur, până în 1990. Și atât, unde a fost biroul de pașapoarte, primul nivel din clădirea respectivă, îl transmitem în comodat, în folosință, îl transmitem Poliției, Inspectoratului Raional de Poliție Răzina. O ședință, eu o socot în viziunea mea constructivă, noi deseori mai avem ședință mult mai aprins, dar astăzi a fost destul de echilibrată. Vreau să le mulțumesc și le-am mulțumit la toți consilierii care au participat. Din 23 de consilieri prezenți au fost 19. Au dat dovadă de spirit lucrativ, constructiv și pentru asta vreau să le mulțumesc. Mai multe detalii de la ședința Consiliului Orășenesc Răzina vedeți la emisiunea Ora Locală de la Elita TV.